În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Așa. Cu mila Îngerului, aproape că am parcurs perioada pascală distanței dintre înviere și înălțare la cer. Timp în care am văzut că Mântuitorul face anumite minuni, face anumite arătări și pregătește pe ucenicii săi să înțeleagă taina cerului și taina pământului. Nu este ceva străin nouă și nu este ceva străin timpului de atunci, când și oamenii de atunci și oamenii de acum aveau aceeași îndoială. Cum arată Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? De ce este Dumnezeu? De ce nu-L poți vedea? De ce trebuie să te adresezi în duh și în chip nevăzut? De ce trebuie să privești cerul și să vorbești cu El? De ce trebuie să-L cauți în inimă dacă El stă în cer? Și lucrurile acestea au frământat și frământă tot timpul orice minte de om, fie că este credincios, fie că este necredincios. Însă vederea lui Dumnezeu vine pe trei căi. Prima și cea din tâi cale este revelația naturală. Încercați să aveți în mintea dumneavoastră o imagine clară a tuturor lucrurilor. Nu știu dacă e explicate fizic, nu știu dacă e explicate științific, dacă e explicate teologic, dacă e explicate în orice mod, dar te întreb de ce nu cad norii pe pământ. Te întreb de ce nu cad stelele. Te întreb de ce un soare cât un bulgăre de foc luminează mii și hectare de kilometri de pământ pe o parte și pe alta, într-un loc mai mult, într-un loc mai puțin. De ce pe pământ găsești deodată mai multe anotimpuri, mai multe feluri de vreme, mai multe feluri de vânt, mai multe feluri de izvoare, mai multe feluri de apă? Și cel mai interesant lucru este că despre toate știe Dumnezeu. Așa spune psalmistul David. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea lui o vestește tăria. Dacă ies un izvor din pământ, îți pui întrebarea, de ce iese din pământ? Și ce este minunat și interesant? Că poți să găsești izvor la înălțime pe munte și poți să găsești izvor la baza muntelui și poți să găsești secetă în valea sau într-o vale unde ar trebui de fapt să fie apă și acolo nu este apă. Acestea toate sunt numai și numai lucrările legii divine a lui Dumnezeu. Dacă luați psalmul Vecernei cu atenție, nu știu dacă l-ați citit vreodată, deschideți un ceaslop sau o mică prăvidioară, și citiți cu deosebită atenție psalmul Vecerniei. Și atunci o să găsiți tot referatul biblic explicat în câteva cuvinte foarte frumoase și simple, dar în care găsim scris așa. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umplea de bunătate. Deci când Dumnezeu trimite harul și binecuvântarea, pământul are tot ce îi trebuie. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, adică toate stihiile se amestecă. El poate să facă să cutremure pământul, El poate să facă să se stingă pământul, El poate să facă să se stingă stelele, El poate să facă să se stingă soarele, El poate să facă să fie iarnă vara și poate să facă să fie vară iarna. Lucruri care sunt nefirești și anormale în ciclu mișcărilor și lucrărilor pe care Dumnezeu le are pentru om așezate pe pământ. Numai că lucrul acesta trebuie să-l vezi cu ochii deschiși, să-l cântărești și să-l apreciezi cu mintea, să-l discerni cu înțelepciunea și să-l înțelegi cu inima. Cum poate Dumnezeu gestiona o planetă întreagă și să știe orice lucru despre fiecare, este cel mai greu lucru,
Dar pentru aceasta Dumnezeu are îngerii lui păzitori care dau raportul la tot ce se întâmplă. Avem și îngerii cei negri care culeg toată informația ce are să ne pună în față atunci când vom fi lângă Dumnezeu. Și avem conștiința sau glasul lui Dumnezeu din om care e ca un ceas. Nu-i bine așa? E bine așa. Nu-i bine așa? E bine așa. De aceea noi alegem între bine și rău și folosim adeseori termenul bă, nu-l supăra pe Dumnezeu. Fii om de treabă. Bă, fii om bun. Fii om credincios. Fii om cum să cade. Fii mă, om blajin. Fii om omenos. Adică sunt calități prin care noi, fără să ne dăm seama, rostim omului o rugăminte de a fi asemenea icoanei sale după care a fost zidit. Asemănarea cu Dumnezeu. La Dumnezeu nu există răutate, există bunătate. La Dumnezeu nu există întuneric, există lumină. La Dumnezeu nu există rău, există bine. La Dumnezeu nu există necaz, există bucurie. Și o să spuneți, Părinte, cam ușor cu povestea cu necazul. Dumneavoastră, nu vedeți că tot pământul ăsta e plin de necazuri. Dar hai să vedem noi pe pământul ăsta câți dintre oamenii lui Dumnezeu fac legea lui Dumnezeu. Sau câți din cei creați de Dumnezeu păzesc legea lui Dumnezeu. Și atunci intrăm într-o dinamică a câtorva idei de înțelepciune divină șoptite de Duhul Sfânt în psalmi. Ce spune psalmistul? Toți s-au abătut. Nu le spune păcătoși, netrebniți s-au făcut. Nu-i cel ce face bine, nu-i până la unul. Adică de ce până la unul? La vremea respectivă, singurul care făcea bine și mântuia lumea era Fiul omului Iisus Hristos Cărescu. Erau sub căderea diavolului. Aceasta e sensul acestui verset. Dar vine David, psalmistul, și spune ceva mai îngrozitor. Și spune așa. Nu le este cu putință să se schimbe, că de Dumnezeu nu se tem. Și alții spun altfel. Păi, dar de ce să mă tem de Dumnezeu dacă El e bun? Mă tem să nu-L supăr, mă tem să nu-L pierd, mă tem să nu-mi întoarcă fața, mă tem să nu mă respingă și mă tem să nu mă asculte. Nu mă tem de Dumnezeu că vine cu toporul ca să-mi dea în cap. Dumnezeu, dacă vrea, spune Ioan Damaschinul, pierde lumea într-o clipă, dar nu vrea să o pierdă, vrea să o mântuiască. Și iarăși deschidem psaltirea profetului David și găsim scris așa. Când nelegirea mișună pretutindenea, să urcă în scaune sau nelegiții stăpânesc, nelegirea mișună pretutindenea. Deci, răul de la om începe. Când oamenii de nimic se ridică sus, așa e de fapt versetul real. Nelegirea mișună pretutindenea. Deci când noi n-avem credință în Dumnezeu, putem face rău în șir, în lanț. Și răul acela despre care credem noi că e de la Dumnezeu are originea pe pământ, între oameni. Oamenii își fac rău unii altora. Din egoism, din răutate, din lucrarea diavolului, dezbinătorul sau diavolos. Și tot la psalm spune, cuvintele tale sunt mai dulci decât mierea și fagurul, dacă omul e credincios. Viu va fi sufletul meu și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Dacă respecti legea lui Dumnezeu, nu poți să greșești. Și aici psalmistul David ne arată măsura bunătății dreptului. Nu va da Dumnezeu toiag păcătosului să lovească în soarta dreptului, dar dreptul să nu-și întindă mâna la fără de lege. De-am făcut cuiva rău și m-am răsplătit cu rău celui ce mi-a făcut rău, spune psalmistul, vrăjmașul să așeze sufletul meu în țărână, asta la pământ și viața mea în țărână să o așeze, adică să mă smerească Dumnezeu, pentru că răul nu se scoate cu rău, răul se scoate cu bine, iar măsura acestui rău făcut de umanitate, îl găsim în cuiele bătute în cruce, în mâinile dumnezeirii înomenite, a Fiului Dumnezeului Iisus Hristos. Vedem ura, vedem vanitatea, vedem dorința de a ucide, dorința de a scoate imaginea lui Dumnezeu din lume
Și totuși la această capacitate supremă de răutate, răspunsul din partea lui Dumnezeu este unul cât se poate de fin, ca să vedeți ce lor este Dumnezeu. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Deci nu le socoti lor păcatul acesta, sunt proști. Îi înșeală satana, ei nu știu ce fac. În virtutea acestui principiu, Dumnezeu ne tolerează și pe noi. Și ne lasă să vedem în leagănul acesta pământesc toate legile divinității cu care ne întâlnim zi de zi, clipă de clipă și ceas de ceas. Finalul sau chintesența primei legi se sfârșește prin aceasta. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul, dar să nu uiți nici de aproapele tău. Nu trebuie să-L iubești mai mult, dar măcar ca pe tine însuți. Și aici problema se schimbă dintr-un alt punct de vedere. Dacă tu nu te iubești pe tine, ai putea să iubești pe altcineva? O întrebare pentru acasă. Dacă tu nu ții la tine și la persoana ta, la demnitatea ta, la eu tău, nu la sinele tău vanitos, la persoană, pentru că tu ești un unicat în creștinism, ești o mlădiță în trupul butucului lui Hristos care trebuie să dai roadă. Și dacă tu ești neroditoare și ai boală pe tine, nu vatem și celelalte mlădițe, ce faceți voi vara în vie când plouă mult? Dați cu substanță să nu se distrugă frunzele la vie. Ei, așa trebuie să dăm noi cu substanțe să nu se distrugă creștinii unii între alții, cu aghiazmă mare, cu împărtășanie, cu o spovedanie, cu un ulei de la masă, cu o rugăciune, cu o dezlegare. Acestea sunt medicamentele viței bolnave, că așa spune proverbul, dacă pui un măr stricat între cele bune, se pot strica toate. Dar și dacă pui un măr bun între cele stricate, tot îl strică. Deci noi trebuie să avem grijă întotdeauna să ne aducem aminte că ultimul semn care ne arată că există Dumnezeu este varga conștiinței. Așa da, așa nu. Așa da, așa nu. A doua lege de vedere a lui Dumnezeu este mistica, liturgică și rugăciunea. Oricine apleacă capul în pământ sau îngenunchează și rostește o rugăciune către Dumnezeu, Dumnezeu se întipărește în mintea Lui, în inima Lui și în sufletul Lui. De aceea Mântuitorul a spus să căutăm Împărăția Lui Dumnezeu, nu pe aiurea. Căutați Împărăția Lui Dumnezeu înăuntru vostru. Deci, altă temă pentru acasă este pregătirea locașului în care trebuie să stea Dumnezeu noi. Dacă spune că nimic necurat nu poate intra în Împărăția Lui Dumnezeu, poate intra ceva curat într-un trup necurat? Nici atât. Deci care-i ținta, care-i scopul? Nu batjocoriți templul acesta care vi l-a dat Dumnezeu, căci și Dumnezeu se va judeca cu voi și va pedepsi pe cel ce batjocorește templul acesta, adică trupul în care stă sufletul, casa sufletului. De aceea spune Mântuitorul Iisus Hristos că cel ce batjocorește trupul acesta, Dumnezeu îl va batjocori pe el. Deci noi nu avem voie să facem cu trupul nostru orice credem noi. Unii cred că poți să-l lași bolnav să moară, unii cred că poți să-l tatuiezi, unii cred că poți să-l mutilezi, unii cred că poți să-l arzi, unii cred că poți să-l arunci în mare, unii cred că poți să-l arunci în foc. Nu. Trupul acesta trebuie să aibă câteva calități foarte perfecte prin care se poate lua contactul cu Dumnezeu. În Împărăția Lui Dumnezeu oamenii sunt ca îngerii. Deci și viața noastră trebuie să fie îngerească. Și ce ia, Părinte, viața îngerească? Simplu. Îți dă filocalia. Feciorul sau fecioara sunt îngeri pământești în trup, podoaba bisericii. Omul căsătorit este sub taina cununiei și binecuvântat este patul neîntinat și nunta nespurcată. Iar văduva, spune Tit, văduvele și văduvii, cum s-ar spune, oamenii singuri, să ai grijă să fie înțelepte ca niște bătrâne, ca niște mame și nu să smintească casele sau pe cei tineri.
luați epistola lui Tit și o citiți. Deci, în momentul în care a făcut lucrul acesta, viața noastră e îngerească. A doua etapă este curățirea inimii. Nu repet din fericiri, că ați auzit-o de 1000 de ori. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Dacă să ajung la curățenia cu inima, trebuie să ajung la curățenia cu mintea. Pentru că dacă sunt pătimaș, urăsc, invidiez, zavistuiesc. Dacă sunt pătimaș, țin ură, mânie, răutate, ceart. Dacă sunt pătimaș, mă răzbun, fac rău și nu sunt om serios. Dacă sunt pătimaș, invidiez, zavistuiesc, pismuiesc, îi incriminez, vorbesc aiurea prost și fără rost, chiar dacă nu știu ce, de cineva ceva, dacă aud o vorbă, nu, a, nu, ăla e un prost, nu, o să, îți spun eu, știu eu despre el, tu nu știi nimic, dar răutatea din tine te face să arunci cu un noroi. Ei, trebuie să oprim acest lucru. Și dacă noi am curățit mintea, care-i văzduhul inimii, și este un văzduh al minții care e mai sus de inimă, Hristos găsește tronul de odihnă așa cum a găsit-o pe Fecioara Maria Îngerul. Și cât era Nazaretul de Mare, nu mai erau fecioare. Cât era Ierusalimul de Mare, nu mai erau fecioare. Cât era Țara Sfântă de Mare și tot Israelul, nu mai erau fecioare, nu. În mod intenționat, Evanghelia folosește un lucru foarte sensibil. În luna a șasea, un înger a venit la Nazaret la o anumită fecioară. Deci, o anumită fecioară. O fecioară care avea văzduhul minții curat. Dialogul care demonstrează aceasta este următorul. E firesc, e stresat, e nimic, o nonșalanță normală, cu un comportament cât se poate de uman. Îngerașule, tu vorbești lucruri pe care eu nu le-am auzit, dar trebuie să-ți atrag atenția din cunoștințele personale, ca cunoscătoare a legii celei vechi, că nu sunt căsătorită și nu știu de bărbat, deci n-am cum să nasc prunc dacă n-am cunoscut dulceața nunții, deci iasă curățenia minții, fecioria, și spunem cum va fi aceasta. Și abia în clipa aceea, când Dumnezeu găsește tronul curat prin mărturisirea sinceră a Fecioarei către mesagerul ceresc, Iisus Hristos vine și se instalează în pântecele Fecioarei. Sub ce formă? Întâi îngerul dă porunca. Transmite cuvântul Tatălui de la o ierarhie superioară, de la tronul treimii spre ultima ceată pământească, care sunt oamenii, n-au treabă, sunt mai mici decât îngerii, că poartă trup, și spune așa, Duhul Sfânt va veni peste tine, nu că nu era. I-a atras atenția cu mare loc taina. Duhul Sfânt va veni peste tine și noi avem Duhul Sfânt peste noi și o să ziceți de când, chiar de la botez, când ați fost unși cu mare de mir. Puterea celui preanalt te va umbri, deci Sfântul este ocrotit de Dumnezeu în orice clipă, în orice loc, se distinge că e sfânt și faptele lui de sfințenie să văd în vie morți, să vindecă bolnavi, face minuni, tămăduiește, câte întâmplări, câte lucruri nu fac sfinții. Și pruncul ce se naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. La momentul respectiv, Fecioara își arată și curăția inimii. Inima ei este curată. N-are acolo nici un pic, spune Damaschinul, minte serafimicească și gândire heruvimicească. Cade în genunchi, se uită spre cer și spune doar atât. Iată roaba Domnului. Deci care este a doua vedere a lui Dumnezeu? Curățenia minții, curățenia inimii și rugăciunea. Rugăciunea curăță și mintea și inima. Mintea prin rugăciune se curăță, inima prin rugăciune se curăță și sufletul strălucește. Luminătorul trupului este ochiul, luminătorul sufletului este mintea. Dacă avem minte luminată, cum spune Simeon, nou teolog, și dacă avem inimă luminată, cum spune Grigorie, Palama, în clipa respectivă Duhul Sfânt se odihnește în noi. Și treapta următoare este vederea lui Dumnezeu. Fericiți cei curați cu inima,
ca cea vor vedea pe Dumnezeu. Despre experiențele mistice nu vă vorbesc eu. Dumneavoastră aveți temă de acasă să spuneți de câte ori ați avut experiențe mistice, în măsură mai mică sau în măsură mai mare, care v-au marcat viața. Un vis frumos, un semn frumos, un moment al vieții, o revelație în fața unei icoane, la rugăciune, undeva la o biserică, la o mănăstire, în rugăciunea personală. Deci au existat aceste revelații personale care stau la baza convertirii dumneavoastră de a fi prezenți azi în biserică. Nu ați venit așa că ați auzit că e o mănăstire la Vlădiceni, hai să mă iau o mașină și să vin până aici. Nu. Ceva interior v-a mânat până în punctul de aici și v-a umplut inima de o nădejde că rugându-vă lui Dumnezeu puteți rezolva o problemă. Aceea este trezvia minții. Deci dorința de întâlnire cu Dumnezeu în mod scurt și direct. Rugăciunea. Și ultima vedere a lui Dumnezeu este cea cu ochii minții sau vederea mistică care se dă celor sporiți, dar se dă și oamenilor smeriți. Nu e obligatoriu să ai aureolă, nu e obligatoriu să știi că ești sfânt, nu este obligatoriu să știi că ești curat, nu este obligatoriu, tu le trăiești, alea nu. Așa spune învățătura Filocalii, când te crezi sfânt, ai căzut. Când te crezi păcătos, de aceea sfinții, în esența lor, deși purtau aureola faptelor lor minunate, spuneau așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Păi cum ești păcătos, bă, Sfântule, dacă învii mortul, dacă izgonești demonul, dacă prorocești viitorul, dacă știi lucruri care se întâmplă și ai descoperit la Dumnezeu, tu nu ești un om ales? Dar în smerenia desăvârșită, binele nu are măsură. Așa e și în rai. De asta v-am spus că este o vedere care ține de mistică. Un om care a apucat să se mântuiască, aici trebuie să fim foarte atenți și aici vreau să-și închei când ajung, am timp, îmi permite mai câteva minute, spune așa, că în momentul în care a ajuns în grădina raiului, la Dumnezeu, întrebările sunt mai multe. Ce ai să faci acolo? Vrei să te plictisești? Ce ai să faci acolo? N-o să te ia o apatie? Nu. Acolo căldura divină a lui Dumnezeu ne încălzește inima cu atâta putere, spune Sfântul Ioan Damaschin, că dacă noi am iubi pe Dumnezeu cum ne iubește El pe noi, pământul s-ar topi ca o lavă de căldura dumnezească din inima noastră. Rară această întâmplare și puțin atinsă, ca să spunem, în lumea mistică. Misticii sunt rari, nu sunt fructe sau delicatese exotice, nu sunt lucruri de rând. Dar avem oameni simpli cu calități mistice care plac lui Dumnezeu în simplitatea lor, fiind cei mai mici și mai păcătoși. Nu are treabă numărul de mătănii bătute sau numărul de zile postite, cât are treabă stăruința de a avea o inimă sensibilă, plină de lumina dorului de Dumnezeu. Să stai pe o bancă, tot să vorbească, tu să te gândești la Dumnezeu. Să stai în autobuz, tot să vorbească vrute și nevrute, tu să te gândești la Dumnezeu. Să stai în tren, toți vorbesc vrute și nevrute, acolo în cușet, vorbești cu Dumnezeu. Mergi pe stradă, falandala, urlă, țipă, cântă, trec mașini, zgomot, panoram. Tu te gândești la Dumnezeu. Și atunci începi să devii omul în care Dumnezeu, din dragoste și din bunătatea Lui, vine și se cuibărește în tine și trece într-o a doua etapă a Harului, cu care mulți o aveți, la mulți vă lipsește. Eu la spovedit văd lucrul ăsta. Și o să spuneți, și părinte, ce vedeți? Nimic. Văd că bărbații poartă pălărie și femeile batic. Asta e la prima vedere. Dar văd ceva ce nu știe nimeni. Și vă spun acum. În momentul când un creștin vine și spune, părinte, dacă aș putea, toată ziua m-aș ruga. Nici nu știți cât de mult îmi place rugăciunea. Fac și mai mult decât mi-ați spus. Ăla este un om curat și cu înclinație spre mistică. Vine altul și spune, părinte, cu chiu, cu vai, să știți că m-am străduit și am făcut tot ce mi-ați spus. Acela se luptă să dobândească harul.
încă harul nu-i de plin în el, nu-l merită de plin. Dumnezeu îi lasă războiul și trezvia minții să o lucreze până ce arde pentru Dumnezeu. Primul ce a spus, Părinte, fac și mai mult decât vreți. Cei cu omul ăla, ăla are harul peste el. De ce? Râvna lui, că așa spune psalmistul, râvna casei tale m-a mâncat, suișul a pus din putere în putere, cerbul dorește, așa dorește sufletul meu de tine, Doamne, cum dorește cerbul de izvorul apelor, așa și omul, când vede psaltirea o soarbe, când vede ceaslovul soarbe, când vede acatistul soarbe, când vede o rugăciune o soarbe, vede o carte, o citește o soarbe, acel om este deja sub har. Asta nu înseamnă că nu faci mâncare la copii sau nu calci rufele sau nu faci ce ai de făcut. Rugăciunea e ceva ce vine din minte, nu are treabă cu îndeletnicirea practică. Și acum vine cea de-a treia categorie, care nu au nicio treabă cu harul și ei nu sunt păcătoși, nu sunt părăsiți de Dumnezeu. Sunt în curățire. Părinte, de-abia mă rog, n-am niciun chef, îmi fug gândurile, mă plictisesc, simt că nebunesc, nu mai pot face, nu-mi permite timp, am nepoți, am servicii, am casă, am masă, am zis și eu ce am putut, prin bucătărie, că n-am mai făcut mâncare, pe drum, că n-am mai mers, că n-am avut timp, așa mai zis că te rog, n-am făcut, cum ați spus dumneavoastră, nu pot face. Aceia sunt oamenii care încă sunt părăsiți de harul lui Dumnezeu, nu le lipsește Duhul Sfânt, sunt botezați, sunt împărtășiți, dar nu sunt sub lucrarea mistică a harului. Ei încă nu și-au încălzit mintea, inima și sufletul spre rugăciune. De aceea, noi folosim în expresia, parcă apostolului Pavel ar fi asta, sper să nu greșesc când spun, că în biserica slavei tale sunt vase de cinste, și aceia sfinții plini de lumină și de har, și de necinste. Omul care mai fumează, omul care se îmbată, omul care curvește, omul care fură, omul care înjură, care hulește, el are suflet în el, are Duhul Sfânt, lumina botezului, are puterea îngerească asupra lui și îngerul păzitor care îl veghează, dar nu-i sub har. Harul este pe măsura străduinței. Cu cât ai încercat mai mult să te apropii de Dumnezeu, cu atât îl cunoști și îl găsești mai bine, dar îl descoperi cât este de complex. V-am spus cândva odată o istorioară simplă și cu asta v-am făcut să înțelegeți mai tot. Mai sunt două minute. Spune așa un copil: tată, vrei să mi-l arăți pe Dumnezeu? Puiul meu, da. Da, nu în seara asta, mâine dimineață. Și când a răsărit soarele și a luat copilul de mână, a ieșit în curte și a spus așa: alege. Vezi muntele acela înalt din fața noastră, care se vede în zare, da. Așa este Dumnezeu. Mare și necuprins. Muntele acela e mic pe lângă Dumnezeu. Tu ce părere avea? Mergem să ne urcăm pe munte să vedem măreția lui Dumnezeu? Da, tată. Și s-au apropiat de munte, și i-a zis tatăl pruncului: te rog să acoperi muntele cu palmă. Păi cum să-l acoperi, tată, cu palmă, dacă e atât de imens și atât de mare? Și că vezi, fiule, așa e și mintea omului. Oricât ar vrea ea să cuprindă adâncimea Dumnezeirii, n-are cum să o cuprindă, că e limitată, circumscrisă și măsurată, pe când Dumnezeu n-are măsură. El nu e în timp, nu e în spațiu, nu e în materie, nu cade. Noi vorbim de panteism, e o chestiune teologică. În schimb, când au ajuns să urce muntele, copilul a spus: tată, da, sunt stânci, e greu, nu-i cărare, măzgârii, sunt mărăcini, sunt spini. Da, fiul meu, da, ai dreptate. Înțeleg ce spui, da, nu trebuie să ne urcăm sus să-L vedem pe Dumnezeu cât e de mare? Aș abandona, că n-am putere. Păi dacă n-ai putere, mergem acasă și așteptăm să mai crești. Da, tată, ne întoarcem acasă și mai cresc. Dar mie nu mi-ai răspuns la întrebare. Cum arată Dumnezeu? Cum pot să-L văd pe Dumnezeu? Și tatăl i-a spus: vezi muntele ăsta, n-ai putut să-L urci din cauza că nu are cărări drepte. Munții cei înalți nu se suie în linie dreaptă. Orice munte abrupt
Are niște piscuri, are niște cărări, are niște poteci, are niște cărăruși, are niște... Pe un să pui piciorul să ajungi în vârf. Acelea le găsesc. Fiarele, oamenii, alpiniștii, ciobanii, drumeții, călătorii, turiștii. Și încet, încet, cărările acelea se bătătoresc până în vârful muntelui. Cum e crucea de pe care ai man, cum e pietrele Doamne acea clăură, mai departe. Dar, în schimb, acele cărări trebuie să fie experimentate de cineva. Cineva trebuie să înceapă să le deschidă. Tai o stâncă, tai un jneap, tai o tufă, tai un copac, îndrepți, faci poteca, o marchez și începi să urci pe munte. Așa e în viața noastră pământească, în pregătirea de atingerea lui Dumnezeu. Începi să crești, începi să înveți o rugăciune, începi să te spovedești, începi să te împărtășești, începi să citești o carte, îți mai curăți din bălăriile minții, îți mai curăți din bălăriile vieții, îți mai dai jos din mizerile sufletești, îți mai dai jos din răutăți. Și la un moment dat te simți ușor și zici, parcă mă simt bine. Și copilul îi spune tatălui, totuși vreau să-mi arăți cât de mare este Dumnezeu. Și tata a spus, mergem acasă și ți-arăt cât de mare este Dumnezeu. A ajuns din nou în pragul ușii și copilul a zis, hai, mi-ai promis că mi-arăți cât de mare este Dumnezeu. Zice, fiule, încă o dată te rog, pune mâna și palma și astupă muntele. Nu pot, tată, tu nu vezi că palma mea e mică față de muntele care e mare. Păi așa este, zice, fiule, Dumnezeu este mult mai mare decât noi ca să putem ști cine este, cum este, de ce este, pentru ce este, ce lucrează și ce face. Dar îți cer un lucru, fiule. Vrei să facem un experiment amândoi? Hai să punem mâinile la ochi. Și-au astupat ochii. Mai vezi muntele? Nu-l mai văd. Dar știi că există? Știu că există. Așa este și Dumnezeu. Închide ochii și te roagă să se deschidă ochii minții și a inimii ca să înțelegi că este și să-L vezi pe Dumnezeu. Marii sfinți, când au vorbit cu Dumnezeu față către față, unul ca Moise, unul ca Paisie cel Mare, unul ca Teodosie cel Mare, unul ca Pahomie cel Mare. Au zis ce întreabă Pahomie cel Mare și am pus final. Doamne, ce va fi cu neamul de pe urmă? Vor fi leneși, puturoși și nepăsători. Nu vor fi râvnitori la legea lui Dumnezeu. Păi și atunci cei ce vor veni după ei, cum vor fi? Chinuiți de diavol și de patim, de necazuri și de primejdii, de scârbe și de dureri. Dar cei de după dânsii vor pătimi mai mult decât au pătimit martirii și mucenicii, dar cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Păi și după dânsii ce va fi? Necredință, urăciune, hulă, pustire. Și întreabă Pahomii foarte mirat. Păi și atunci, Doamne, dacă neamul ăsta omenesc e atât de căzut și păcătos, la ce l-ai mai creat? La ce mai este bun? A spus Pahomie, ai grijă de lucrarea ta, că de lume am grijă eu. Eu știu mai bine de ce este creată lumea, cât trebuie să țină lumea, cum trebuie să fie lumea, ce trebuie să facă lumea și cum trebuie gestionată lumea. Dacă mai e nevoie de un singur drept în ceata drepturilor, ca să vină apocalipsa, cum spunem noi, că toată lumea o așteaptă la televizor, nu în minte și în duh. Dumnezeu mai poate ține neamul acesta încă 100 de ani până să naște dreptul ăla și până ce ăla moare și ajunge în rai ca sufletul lui să completeze ceata celor căzuți. Și da, psalmistul David spune așa, plini-va Domnul căderile, adică câți draci au căzut din cer care erau îngeri, completați cu sufletele creștinești botezate, zdrobi-va capetele multora pe pământ. Deci ce trebuie să ne rugăm noi în momentul de față, în clipa când stăm de vorbă? Ca oricare dintre noi să aibă capacitatea și puterea sufletească să-L roage pe Dumnezeu. Așa, Doamne, poate nu știu eu dreptul la care completez ceata celor căzuți, dar numără-mă printre oile turmei tale celei prealese, du-mă la Dumnezeu, verdeața dumnezeștilor tale,
taine, păzește-mă cu toiagul crucii tale, izbăvindu-mă de lucrarea celui rău și viclean. Deci, într-un fel, ce îi cerem lui Dumnezeu? Să fim numărați de-a dreapta, să fim împărtășiți cu împărtășirea Lui, să fim păziți sub harul crucii învierii și puterii lui Hristos și să fim feriți de diavol. Iată cum îl descoperim pe Dumnezeu. Amin și Doamne ajută! Amin.